Emilia Ghinescu pe patul de spital. Ce se întâmplă cu artista? Cu puțin timp în urmă, Emilia Ghinescu a făcut publică pe rețelele de socializare o imagine în care apare cu perfuzia la mână. Fanii artistei se întreabă ce anume s-a întâmplat și de ce aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns pe patul de spital. Emilia Ghinescu a reușit să își îngrijoreze fanii după ce a făcut publică o fotografie în care a dezvăluit că a ajuns pe patul de spital. Cel mai probabil pentru a se simți mai bine și pentru a se pune pe picioare, artista a avut nevoie de perfuzii. Până la acest moment, interpretat de folclor, nu a dezvăluit ce i s-a întâmplat. Emilia Ghinescu este, fără îndoială, una dintre cele mai îndrăgite și ascultate artiste de muzică populară. Se bucură de mare succes pe plan profesional, dar iată că acest lucru vine la pachet și cu beneficii, dar și cu lucruri mai puțin plăcute. După un weekend plin și obositor, cel mai probabil artista a avut nevoie de îngrijiri medicale.